Peste 100 de amenzi au fost aplicate în ultimele 24 de ore pentru nepurtarea măștii de protecție. Magazinele au fost luate la control și de această dată oamenii legii făcând verificări atât în mediul rural cât și în mediul urban. În ultimele 24 de ore, polițiștii mehedințeni au aplicat peste 100 de amenzi, valoarea totală a acestora a fost de 53.000 de lei, atât în municipiul Drobeta, turnu Severin, cât și în satele învecinate au fost luate la control 40 de societăți comerciale, iar numărul total al mehedințenilor verificați a fost 900. Tot în ultimele ore au fost verificate în trafic peste 150 de mijloace de transport persoane.